Salutare, fraților, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou episod de Car Parking Multiplayer, bă băieți. În episodul de astăzi o să facem partea a patra din cum să ai 2000 HP fără să ai 2000 HP. Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă amintesc că nu o să meargă, bă băieți, nu o să meargă decât dacă vă abonați canalului, dacă dați un like acestui videoclip, dacă lăsați un comentariu cu hashtag respect sau cu orice altceva, bine, puteți lăsa și mai multe și de asemenea trebuie să aprindeți și clopoțelul din dreptul butonului de abonare, fraților. Țin să vă anunț, băieți, că în momentul în care acest episod strânge 1500 de aprecieri, deci nu 2000, nu 3000, 1500 de aprecieri, bă băieți, eu o să aleg din comentariile de mai jos 3 sau 4 sau 5 persoane în funcție de activitatea de pe acest clip și o să le mai dau o mașină rară la alegerea voastră. Bun, băieți, după cum vedeți, suntem cu acest Koiseng, cred că se numea, sunt 80% sigur că se numea așa. Cred că este cea mai rapidă mașină din această serie și probabil cea mai rapidă mașină din joc, în cazul în care n-ar fi existat metoda prin care puteți să faceți 2000 de HP. Aceasta, băieți, o să vedeți ce poate să facă. Bun, pentru cei noi care nu știu în ce constă seria asta, în această serie o să vă arăt câteva setări pentru anumite mașini care nu au 2000 de HP, nu au 2000 de cai putere, dar cu aceste setări vor putea fugi, vor putea merge aproximativ sau poate chiar mai repede decât o mașină de 2000 HP. Bun, setele de azi vor fi pentru această mașină, pentru acest Koiseng. Și după cum vedeți, băieți, nu avem niciun motor, pentru că motorul tot ce ar face ar fi să scadă din cei 1400 de cai pe care îi avem deja pe ea. După cum ați văzut, minus 700 și ceva. Dar în schimb o să-i punem astea, triple turbo, o să-i punem tuningurile astea, cauciucuri și tot ce mai vedeți aici, cam toate, în afară de motor. Și o să vă arăt și suspensia și gearbox-ul acestei mașini, pentru că ele sunt făcute de mine. Gearbox-ul ăsta este ok, mai trebuie puțin lucra la el, pentru că pleacă puțin greuț, dar se duce imediat după ce a trecut de 20-30 ore se pune rachetă. Și acest gearbox, doamne, gearbox, și această suspensie pe care v-am zis, puteți da stop și să le puneți și voi ca să testați mașina. Și gogul este standard, de asta nici nu vreau să-l țin mult aici, nu aveți de ce să umblați la el. Și da, băieți, haideți să intrăm pe ăsta, pe single player, să ne plimbăm și puțin cu ea, să vedem ce fel merge, ce poate să facă această mașină. Da. Da, băieți, ne-am fixat și imaginea aici ca să se vadă bine și așteptăm, ne plimbăm puțin să vedeți și cât de stabilă este această mașină, pentru că are o stabilitate enormă, nu știu, mie de asta îmi place foarte mult, față de multe alte mașini, mașina asta este foarte stabilă, este, nu știu cum să vă zic, e șmecheră, pentru că v-am zis, nu... Față de Golf, de exemplu, Golful, dacă merg cu el puțin mai tare, se răstoarnă. Pe când mașina asta, nu știu din ce motive, dar este foarte stabilă. Și haideți să vă arăt cam ce poate să facă pe o cursă de 400 de metri. Dar, din câte mi-amintesc eu, prinde în jur de 270 pentru, în condițiile în care nu are 2000 de HP. Bun, haideți să vedem ce poate să facă. Și după aia o să vă povestesc ceea ce vă ziceam acum. Să-i dăm start și să vedem ce prinde. Bun, v-am zis, până la 300 aici puțin mai greu. După uitați ce fel urcă acel vitezometru. Și cum v-am zis, avea în jur de 265-270. Poate fi făcută și mai rapidă, dar v-am zis, mai trebuie niște modificări micuțe gearbox-ului. Cei care se pricep ar putea să încerce. Și da, v-am zis, în condițiile în care această mașină nu vă trebuie, deci puteți face, nu știu să vă zic, hai să zicem 80% sau nu chiar 80%, să zicem 60-70% din mașinile care au 2000 HP, voi puteți să le întreceți cu mașina asta, pentru că majoritatea celor care au 2000 HP știu să-și facă 2000 HP pe Game Guardian sau ce mai folosesc ei, dar nu știu să-i
să-i facă setările astfel încât să meargă foarte repede mașina. Și da, v-am spus, 270 la cursa de 400 de metri pentru o mașină care vine, care nu are 2000 HP, mi se pare foarte, foarte șmecher. Mi se pare foarte bun. Dar asta e problema cu Ian Vale, dacă vedeți, merge puțin cam greu, nu știu care e explicația, dar nu prea vrea, merge greu, trage fără suflet. Da. Și cum am zis, v-am mai zis de atâtea ori, am un talent la condus extraordinar, dar mă rog. Și de asemenea, cum v-am haideți să vă arăt aici o schemă. Nu știu sigur dacă merge cu mașina asta, dar în caz că nu merge, puteți folosi alta, pentru că e destul de amuzantă. Bun, deci trebuie, ideea e să mergeți așa în jos în vale și să nu prea, nu merge cu mașina asta. Păcat. Da, ideea e să mergeți în jos în vale și să vă ridicați în sus, pentru că o să săriți peste tot ce e acolo, dacă aveți o mașină destul de rapidă. Mă rog, ce vreau să vă amintesc, hai să mai încercăm o dată, dar la fel, îmi pare că nu o să meargă. Cât așa, voiam să vă amintesc de serverul nostru de Discord, care este cel mai șmecher server, pe care puteți primi și grade. Avem și gradul VIP, și gradul de donator de mașini, și gradul de donator către mine, cum ar veni, nu știu. Puteți intra, pentru că acolo puteți primi mașini gratis, puteți face schimburi, puteți să faceți karmituri. O să fac și eu un karmit cât de curând și vă aștept pe toți acolo pe server, pentru că în principiu pe Instagram și pe server o să vorbesc despre treaba asta. Și nu uitați, fraților, că în zilele care urmează o să vă dau și Instagramul meu personal, cum v-am promis. Da, cam asta a fost clipul. Bine, o să ne mai întindem puțin, pentru că vreau să vă mai spun câteva chestii. Și da, vă mulțumesc oricum pentru cei care ați ajuns până aici și cei care vă uitați la toate clipul, la tot clipul meu, pentru că v-am spus, majoritatea stau doar pentru mașini. E ok, nu mă deranjează foarte tare, dar cei care stau până la sfârșit, vă respect cu adevărat. Da, și cum spuneam, și pe serverul de Discord facem și caterincă, intrăm pe voice chat, uneori suntem și 30 de oameni, 35 de oameni și gândiți-vă că e foarte, e caterincă, pentru că, bă, din 30 de oameni trebuie să vină unul o glumă bună, cel puțin o dată la 10 minute, sau nu știu, să facem și raiduri pe alte servere, facem o grămadă de chestii foarte interesante. Mă rog, lăsând Discord-ul la o parte, vă aștept și pe Instagram și mai voiam să vă zic ceva, dar nu mai țin minte, mă, fraților. Poate o să-mi amintesc. Da, hai să mergem acum să reparăm mașina și poate facem și vreo două poze pentru miniatură, cred. Dar mai bine fac off-camera. Mă rog. Ce voiam să, mi-am adus aminte ce voiam să vă zic, bă, băieți, pentru cei care mi-ați scris pe Instagram și nu v-am răspuns, vreau să știți că îmi pare rău pentru treaba asta, dar nu pot să răspund tuturor, sper să mă iertați, o să fac tot posibilul să vă răspund tuturor, măcar cât pot, pentru că sunt, chiar am foarte, foarte, foarte multe mesaje, nu vreau să mă dau mare sau ceva, dar îmi trimiteți multe mesaje și da, apreciez foarte mult treaba asta. Și da, mă rog, ceea ce vreau să vă mai zic este că există mai multe șanse, și am și pe Discord mesaje, mă rog, există mult mai multe șanse să vă răspund în momentul în care îmi ziceți, bă, felicitări, faci o treabă bună sau nu știu, ceva ok, știi, ceva ce poți să-i spui, sau bă, ce faci, știi, ești bine, sau bă, ce faci, mai faci episoade, decât celor, că sunt foarte mulți care îmi dați mesaje, zice, bă, dă și mie o mașină, sau bă, nu știu ce. Chestii de genul ăsta și mă luați direct cu mașini și cu astea și nu, mă rog. Da, hai să încercăm să urcăm aici, din câte vedeți, băieți, nu prea reușim, dar mă rog. Cred că cam ăsta a fost și episodul nostru. Sper că v-a plăcut și nu uitați că dacă mai vreți episoade din această serie, să văd multă susținere în comentarii, să văd că îmi spuneți că mai vreți și eu o să vă mai fac. Eu am fost Royal și v-am lăsat, fraților, pa, pa.